Bună dimineața și bine v-am găsit! Ei, că pe iarnă nu mâncă lupul, vorba aia, Ian martie! cam așa a fost și de data asta, iar și iarna ne-a luat prin surprindere, zăpadă vine și gerul, a? nămeți, mașini blocate, mafia, mafia zăpezi a dat peste noi, cum zicea unul într-o știre, zice, domnule, zice, ori venite aia de la dezăpezire, nu l-a avut nici ei lanțuri, nu au avut nimic, tot la lopat am ajuns, vedeți? stă de la munca de jos începem și continuăm. Pentru că în Egipt s-a săpat, nu mult, vor 15 metri și s-a găsit o mumie veche de 4.000 de ani poleită în aur. Ion Iliescu a zis, <coughs> îl cunoșteam pe băiat. Era un băiat simpatic. Acum dacă statuia asta era, mumia era polită în aur, totuși în ceva galben luăm și noi pe Iliescu. Atunci când o fi când o fi cazul. Da, da, sapă, sapă până dai de o cafea. O cafea am primit pe buymeacoffee.com slash Nicu Bendea de la Nicu, pe care îl salut, îi doresc sănătate și tot binele din lume. Am mai pus eu o cafea, că am câștigat un pariu cu socra. 100 de lei am făcut duminică, am pus pe Djokovic. Eu zis că bătrânul aia nu mai poate rezista. I-au pariat pe Cip Cirip. Așa zice la Țiții socră mea. Cip Cirip. Asta e lumea sportului, lumea balonului rotund. Uh, suntem în anul, după conform horoscopului chinezesc, suntem în anul iepurelui, anul iepurelui de apă. Și că ar trebui să ne meargă bine, dar uitați-vă, paradoxal, în România unul din cinci cupluri are probleme cu fertilitatea. La care Cristi Borce a zis, puteți repeta întrebarea? Asta e de TikTok, așa -i? Avem și cont de TikTok, YouTube și Facebook. Vă salut pe toate mediile. Numai pe OnlyFans, nu că... Mai puteți repeta întrebarea? Uite, și Cristiano Ronaldo nu se lasă. Are patru copii au și își mai dorește vreo cinciau, au, ne <laughs> Și își mai dorește copii foarte bine, ci că așa de bine e acolo unde, la Arabi unde joacă, încât ei au un magazin în care numai ei intră, mă. Dar pe unde e plăcerea? Să nu stai tu la coadă? <coughs> să nu vorbești cu vânzătoarea, să nu te scarpin și să-ți fie frică că te vede cineva, să nu mergi la raftul ăla și să zici, Ioi de Dumnezeu să -mi mai lase și mie o sticlă de ulei. Cum <laughs> e asta? Bună e asta. Au fost târg de la Parlament, târg de mirese. -mi <laughs> la Palatul Parlamentului târg de mirese, -mi vă dați seama. Foarte frumos acolo, accesorii, bijuterii, rochii de mireasă. Mă, mulți s dus, ori că prin niște parlamentari și că îi înjură. <laughs> da, acum noi ținem la etichetă, mai ales când e vorba de nuntă, dar în Filipine o mireasă la nuntă, au avut în loc de buchet, au avut o cunună de ceapă roșie. O frânghie de ceapă roșie, pe cuvânt. Nu știu câți zeci de dolari kilul de ceapă în Filipine. Guvernul a interzis să mai mănânce ceapă, ori prins și ceapă de contrabandă. Vă dați seama că la sărăcia aia în, în Filipine, mireasa nici nu a aruncat cu de ceapă, cum e obiceiul. frânghie de ceapă. De ce? După ce se căsătoresc în Filipine, așa e tradiția. Mireasa mănâncă ceapa, mirele rămâne cu frânghia. Este? Acum, piști, întreb la tine. Cum e cu scandările de la Meciu, de la Șep și cu Craiova? Xenofobie, rasism, ori întreruptă ăștia meciul. Piști, Transilvania e pământ românesc până la urmă. E, e avem dovada, dar vedeți de ce au scos, scos iară scandalul ăsta, știi, că tot timpul se inflamează spirite, că ne iau un ardealul, de ce? Că între timp liderii coaliției erau la Sinaia, mă, Sinaia, mamilor, ca să discute rotativa guvernamentală, să-și împartă ei influențele, portofoliile, știi, și pa, ca să ne iau nouă privire, bagă un pic de scandal cu șep și și ei fac pe acolo, n-ar avea noroc, mă, că numai de astea ne fac. O doamnă de 83 de ani din galați, a sunat la 112 și a zis: Mor de foame în casă, mor de frig și mor de singurătate. Da? În acest timp în care noi vorbim despre rotativa guvernamentală și perspective. Iar șefa secției de oncologie de la Spitalul din Suceava, pe lângă faptul că avea salarul acumulat pe lună de 5.000 de euro, mai lua și mită de la bolnavi, de la cei care au probleme oncologice, inclusiv miere și brânză. Miere, brânză, nu se mai poate face în țara asta, dar să rămânem optimiști. Brânză ai pe, pe bani, dar nu cu oricine și nu pentru oricine, să fiți bun. v-am zis, anul ăsta, indiferent că e Crăciun, că e par, noi să încercăm să fim buni. Iar pe această cale fac apel la o domnișoară care stă strada constructorilor în turda. I s-a lipit acolo pe ușa afară, atunci când faci dragoste, urzi prea tare. Sunt pensionari și copii în bloc. Te rog, nu mai geme atâta. Așa au scris administratorul, să nu mai geam atâta. Domnișoare dragă, nu știu cum o cheamă, nu știu ce face, dai pe constructorilor în tur, dar facem și noi un apel. Dacă tot vrei să te bagi în seamă cu vecinii, nu mai o a m m m bate șnițele, că și acolo tot o, o să folosesc. A fost cafea de după. Vă mulțumim frumos, weekend plăcut și să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare. Nu? Da. Că și când nițele. Ș... Să vină, vină, vină în Florești, acolo trezești un cartier întreg.